Mi-au murit toți clienții, toți mor. Nu mai fac nimic. Să ne mută. Te rog să fiu ceva gen vultur. Lawyer, oh my god. Ce masa, bă, dar n-am picat și eu impostor deloc, bă, frate, bă, deloc n-am picat impostor, nu pot să cred. Deci acum trebuie să am, stai, pe cine l-am? Eu l-am, bro, e Rafa. Oh my god. Na, o să vedeți ce o să fac aici, să vedeți ce o să fac, deci știu ce o să fac. Eu efectiv sunt prieten cu Rafa, deci eu sunt cu Rafa, efectiv, eu trebuie să stau lângă Rafa și să-l protejez. Și o să zic din prima că nu e el, gen, simplu. Opa. Nu mă omoră pe mine, că eu sunt lawyerul tău, gen, what? Ai grijă, bă, Rafa, nu pe mine, o, oh, ia-i aici, o, oh, știu că e el, o stau numai lângă el, o, oh. Nu te întoarce. Ok. Mă, ce-a fost asta aici? Vă pot spune ce fac? De ce arăți, mă, dar ce sunt mustăți? Cum o dat Rafa reportul că eu l-am dat? Stați un pic, oricum. Ce se întâmplă? Ce s-a mai întâmplat? What? S-a bugâit când te-ai transformat în Lorna Rafa? Ratonașu! Mai ratonaș! Bă, erau două persoane acolo, era Rafa și Insanity, cred. Nu era Insanity, eram eu. Am fost cu Rafa tot timpul. Deci Rafa și Jakey și eu am văzut corpul lui Sami, am dat report pe el și într-o dată a dat Rafa reportul. Ce? Păi nu știu, a dat Rafa, eram lângă el. Vă zic ceva de tovarășul meu, Rafa. Și cine era lângă tine? Ia zi. L-am văzut pe tovarășul meu, Rafa, cum a făcut mare chilan și după s-a transformat într-un clornă. Am stat lângă Rafa tot meciul. Cred că era și Dani lângă noi. Eu vă zic doar să fiți ochii pe Rafa și morți. Dani, nu mai minți că nu cred că erai tu pe camere. Bă, nu eram pe camere. Nu eram pe camere, dar eu vă dau ochii, pot să-l asta corect. Păi și de unde? Da, e corect, din păcate. Deci am încercat să zic, nu vă dați pe nimeni, că dați mă suntem pe nimeni. Nu, nu mai trebuie, nu mai zic o dată. Prieteni, nu mai vorbiți, bă, oameni buni, stați-mă un pic. Dani, dacă l-ai văzut pe unul care era Rafa și s-a transformat în... Exact, eu am văzut că Rafa tot mai s-a transformat în... Da, și... Singurul lucru valoros este că avem un impostor care e Morphling. Atâta, dacă nu a fost da, Rafa. Foarte dar foarte valoros. Mulțumim mult, Dani, de la mine. E bun, că știm că avem pe cineva. Adică merge tactica, merge, mă, să vedeți că l-aș pe Rafa să câștig. Easy, fraților, easy. Se pup, Dani. De unde e o iară? Eu nici nu trebuie să-mi fac task-urile, pentru că eu doar trebuie să-l ajut pe Rafa să câștige, atât. Eu asta trebuie să fac. Gen, eu doar stau să-l protejez pe Rafa, atât. Opa! Trebuie să-i trag așa cumva pe mine ca să-l las pe Rafa să facă kill-uri. Deci pe mine nu mă interesează deloc task-urile. O stau aici, sper să nu mă moare cine e cu Rafa, pentru că dacă mă moare cine e cu Rafa, s-a cam dus treaba, sincer să fiu, adică trebuie să avem foarte, foarte mare grijă. Deci o să intru pe aici, oh, fix lights, ok, sunt lângă Insanity. Și la camera, ia să vedem, hop. Rodby, mamă, erau mulți acolo, ok. Nu știu unde este Rafa, dar sper să nu mă moare, adică și-a dat seama că sunt... Ok. Acum unde l-ai găsit pe Dani? L-am găsit pe Dani de la Oxygen. L-am găsit. Ah, dar trebuia să întreb prima dată cine era la care a trecut pe lângă mine și s-a dus jos. Ce prost sunt. Sigur îți zicea. Cine, Jakey? Păi... Așa se învață! Da, în zona Oxygen eu eram, dar n-am văzut pe nimeni. În zona Oxygen eu eram. Erai jos? Înseamnă că era pe înseamnă că a fost vent. Da. Adică Rafa și cu Clorna au venit din partea la laborator, nu? Deci eu v-am văzut la security și după am coborât pe Oxygen. Dar știu ce tot aveți cu Rafa, că am stat tot miciul lângă el. Ce aveți cu Rafa? Hai să-ți că au venit. Deci ești lawyerul lui, să înțeleg. Nu uita că sunt doi impostori, Jakey, și putea să facă doar impostori. Dar data trecută Dani Den a fost clar că Rafa e și Rafa s-a transformat în mine. Deci eu nu sunt impostor clar. Bă, deci la security erau doi și eu am coborât de la Silvers, Clorna. Poate să fie Silvers, da, dar gata! Noi putem să rompem pe ei. Nu știu, eu vă zic că a fost vent acum și gen... Putem? Nu știu. Ce râde, Clorna? Când era gratonul, când era gratonul, să ne zică. Cine era la security? Asta vreau să știu. Era Luca Luc. Eu cu Jakey eram la security. Am trecut pe lângă voi la security și m-a dus la Oxygen jos. Da, nu, Nocivan, într-adevăr, nu cred că e. Noi putem să luăm prin excludere. Nocivan, vă lasă iar pe care nu contează. Vedea Clorna cu Rocean. Nu știm de... Mamă, nu știm jocul de hartă. E Trolley Sky.
Boys, Dani Denlo a acuzat Maxim pe Rafa și pe mine să zice că m-am transformat, da? Nu uitați de mainul mainilor. Rafa e super, super sus pe suspect. Bine, mă, bine, trebuie să joace safe. Dacă o joacă safe, Rafa acum e... ok. Yep, era Rafa. Era Rafa, era Rafa. Mort, cum să fie? No, bă, eu l-am... Da, s-a făcut repede kill-ul. Dacă era Rodby impostor? Înțelegeți, Rodby, da? Dacă avem implicat, a murit. Rodby clar impostor, 100% la vot. Nu, era Rafa, crede-mă că era el, era Rafa. Deci la faza asta... Eu l-am omorât pe Rafa. Și de ce ai dat report? De ce ai dat report instant? Pentru că eu l-am omorât. Bun, deci dăm pe Rodby. Votați Rodby, votați Rodby. Sunt șerif, cretin, eu. Votați Rodby. Dați-l afară, că nu știți ce vorbeați. Cum să zice Rafa pe jos acolo, că e gheață? Eu v-am zis că nu era Rafa. Dar voi nu m-ați spus. Ce sângere de la grumaz, Rafa! Nu era Rafa, eu v-am zis că nu era el. Bă, dacă ați spus că e Rafa, opriți-vă un pic. Dacă ați spus că e Rafa tot meciul și eu l-am omorât. Bro, și eu ți-am zis că nu e. Și tu ai văzut scuze acum, e simplu. Oricum mai aveți doar două voturi. Ați auzit de șerif vreodată în jocul ăsta? Hai mă, șerif, lasă-ne. Votați-l pe Rodby, votați-l pe Rodby. Jakey, al doilea impostor, Jakey. Și Clorna 100% Jester. Clorna pe mine, de ce pe mine? Dă-mă rog, de skip. L-am omorât de față cu toată lumea, sunteți. Da, mă, te credem, de skip, făceam troll. Da, mă, hai afară. Făceam troll, era să mă dați afară. Dacă nu votam pe Nociv, n-am făcut troll. Nu mă, să cred. No, Clorna Jester. Da, Clorna e Jester, Clorna e Jester. N-am făcut nimic, deci e destul de ok. Păi și acum, Blank, eu pot să dau Blank? Păi și Blank ăsta ce face? Ok, dar nu știu ce face Blank pure sure. Ce fac eu ca ăsta? Nu înțeleg. Cred că pot să dau, pot să apăr pe cineva. Ok. Sper că nu e Sky, că dacă e Sky mă supăr rău de tot și plâng gen la modul ăla. Rodby. Bă, dar lăsați-le să facem task-uri. Eu am nu. Jakey l-a omorât în fața mea. Jakey l-a omorât în fața. Bun, nu pot să cred așa ceva. Clorna, deci, unde era în momentul ăsta? Stai, Nocivane, stai, ascultă-mă. Nu e Clorna, deci, nu cred așa ceva. Cred Andreita cu mâna pe inimă, pentru că domnul dumneavoastră primar din oraș vede cine votează și când a votat pe Rafael, singura care a votat a fost Andreita. Jakey, afară. Nu sunt eu, așteaptă. Nu, eu l-am omorât, eu v-am deschis ușa aia. Pot să vă zic ceva, 10 secunde și gata. Unul la mână, Jakey a dat cover-ul lui Rafa vreo două runde la început. Doi la mână, Jakey era acum la corp și nu a venit înspre să-i dea report, gen se învârtea în zona aia. Nu m-am învârtit, deschideam ușa. Stați un pic, Clorna, de ce a zis că a votat Andresita, doar Andresita a votat pe Rafa? E Jester, își bate joc. Mayer și văd totul, boys, am o zi de show, I'm welcome. Da, mă, dacă a votat asta nu înseamnă 100%. Nu știu, eu cred că e Andresita, cred că e Andresita, sincer. Ok, Nocivanu, clar. Da, eu sunt, da, eu sunt. Să nu dăm trău la voce. Nu sunt eu. Sau hai, skip mai bine, cred că skip. El și nu era el după ce au votat toți. Andresita, dacă nu e Jakey, e Nocivanu 100%. O să vedeți. Gădile-i panda-ul. Gata. Deci, ce ați votat? Jakey. Deci toată lumea e de săracu. Toată lumea Jakey, afară. Au trollat rău de tot ăsta, bă, au trollat rău de tot. Și Rodby acum, plot twist-ul. Na. Iar sunt neutral. Mamă, ce sunt oare? Ha? Trec vulturi. Lawyer, iară lawyer. Bro, am fost lawyer de două ori, ești nebun. Și pe cine trebuie să protejez? Pe Zasami, no way. Pe Zasami trebuie să-l protejez. Sper că o să-și dea seama, gen. Sper că o să-și dea seama. Hopa, ok. Mamă, ok, ăsta e ultimul. Trebuie să fac codul, dar eu nu-l fac. Ok, Zasami. Perfect. Ia stai așa că mă duc acolo. Hopa. Ia. O, a rămas Rumenia Chan și cu Clorna. Oiei.
Mai ideea e că trebuie să-l protejezi neapărat pe Zasami. O, Rumania Chan? What? Mă, ce? Ai văzut și tu rugby aia? Ai văzut și tu, nu? Nu, Luca am vrut să zic, Luca. Ai văzut Luca, nu? Ai văzut rugby aia? Ai văzut aia, nu? N-am văzut aia. Eu am cam văzut-o, dar nu știu ce a fost tactica aia. Dar ceva are spume la gură. Bă. Ce s-a întâmplat? A murit cineva. Nu știu, vrei să zici ceva, Jakey? Nu, eu vreau să zici tu, că gen, poate l-ai văzut tu înainte, gen. Da, e Roșan. Adică ai văzut-o, voiam să corectez, ai văzut-o, ai văzut-o. Da, e Romaniacean, e Romaniacean. Wow. What? Am făcut chip și am dat un vent. A dat vent în fața lui Luca, efectiv. Wow. Eu nu știu acum dacă am văzut, sigur, 100%. Nu, eram și eu. Că și eu am văzut-o, da. Eu eram la început, tot făceam chestia cu testul ăsta care se încarcă cu procente. Da. Deci eu mă uitam pe Vitale, sunt medic și... Ah, ok, bun. Omoreți-l! Capac. Capac. Și kill. Da, e Romania Chan. Bă, ce? Ce? Ce bun e la Chan. Nu poți să le legi. No way. Ce bine. Emily gets high. S-a dat afară. Wow. Și voia să-i dau clear lui Sky, că nu e el. Ce bine. E Romania Chan oricum. Votați-o. Da. Votați-o pe Romania Chan. Doamne, promit. Nici nu s-a nu postat. Nu pot să cred, s-a dat skip de ce de lume. Bro, nu pot să cred. Vă bate joc. Oh my god. Doamne, ce trolează, bă, ăștia, bă. Ce trolează ăștia, bă. Ia că-i fac așa lui Sami să-și dea seama că sunt eu. Adică că gen eu sunt lawyer-ul lui. Ok. Știu că e el. Ia, ok. Și ia să vedem. Aici ar fi putut să-și dea morph sincer în cineva care s-a dus sus, dar nu a făcut-o. Interesant. Deci eu trebuie neapărat să-l protejez. Eu trebuie să-l protejez pe Zasami. Trebuie să stau numai lângă el, efectiv numai lângă el. Ok, Nocivanu a ieșit de aici. Zasami o să las singur așa, să las să-și dea morph pentru că știu că e el. Și sper să nu mă omoare pe mine, că dacă mă omoară pe mine e grav rău de tot treaba. Eu acum nu o să fac efectiv niciun task, că pe mine nu mă ajută task-ul, adică eu trebuie să câștig prin Zasami trebuie să câștig. Ok. Și aici cineva, nu e nimeni, ok. Nocivanu aici face ăstea. Mamă, cine mă, e inginer? Avem un inginer, cred, ok. Ia să, opa. Luca, ai văzut și tu ce am văzut eu? Luca, mă, tot urmărea! Mă, urmărea în continuu! Luca, bă, Luca, de ce l-ai omorât pe Sinner? Luca, bă, mi s-a părut mie... Sau ce? Rocean s-a transformat în tine și erați doi de Luca, Luca. Nu eram... Ce? Nu. Așa mi s-a mă părut. Era lângă Luca. Ea, nu era ea. Mă furea Luca. Eu am stat lângă Rocean să văd dacă îmi dă bucata. Da, și eu așteptam... Eu cred că e Luca, Luca. Mă fugărea Luca, Luca. Mă fugărea! Nu cred! Deci eu sunt medic. Bine, mă, nociv. Da, mă, bravo, nociv. Da. Ce a zis o nociv, ești nebun? Nu, dar Jakey, de exemplu, era chiar lângă mine, îi dau vouch. Eu de exemplu. S-a făcut kill acum, mă? S-a făcut kill acum. Da, Sinner, da. Bă, dar de ce mai ții pe Clorna, mă? Păi stați așa un pic, înseamnă că nu e Rocean, bro. Că stați așa, 2 secunde. Păi nu! E asta numai cu mine și cu Rodby și era singura suspectă că e al doilea. Păi da, poate să fie două impostori, adică... Păi și stai mă puțin, păi gen... Păi stai mă, și primul n-a fost jocuri horror că a dat Evil Gheasa. Ba da. Păi și cum a făcut kill Rocean dacă eu am stat numai cu ea lipit? Păi stai, cu cine mai erai tu? Cu cine mai erai tu? Am întrebare, nu, stai puțin, a picat cineva vreodată Good Guesser? Nu există. Nu există, nu e. Ba da, există. Nu există Good Guesser. Există, dar nu e setat, a zis Rafa. Nu avem... Păi atunci avem Evil Gheasser. Avem Evil Guesser, da, și a fost ăla. Da, nu știu, n-am idee cine e, habar n-am. Bă, deci eu nu cred că mai e Rocean sau nu Luca știu. Luca, asta cu tine tot timpul dacă vrei. Tot Rocean e Evil Guesser. Păi da, poate l-au pucit pe Sky totuși. Eu știu. Stau cu tine, ghice că n-a zis nimic Sky. Poate să fie Spy. Putea să fie Spy, nu? A, da, are dreptate, mă. Să fie Spy? Mamă, ce-a jucat tot Jake la creier. Jake e YouTuber? Vote Kick Insanity.
Mă, deci vedeți că l-am scos aici grav pe Sami, pe grav rău l-am scos pe Sami. Ok. Și-a dat seama că sunt eu, clar și-a dat seama că sunt eu. Perfect, bine, mă. Mamă, deci am 1000 IQ, 1000 IQ, am efectiv 1000 IQ. Ia că stau lângă Rocean și o să-i dau așa, gen, îi dau troll așa, îi dau mare troll lui Rocean. Dar ideea e că, eu nu o să fac task-urile, deci el poate să câștige, pentru că eu nu o să fac efectiv deloc task-urile. El poate să câștige efectiv cum vrea. Eu dacă stau acum, doar Sami e singur în viață, pentru că Sky clar era impostor. Eu doar stau aici și nu fac nimic, gen. El doar trebuie să joace safe. Nu contează că meciul durează 10 ani. Dacă o joacă safe, eu pot să-l scot pe el. Nociv mi-a dat mie vouch dacă moare. Deci clar, eu nu sunt. Așa că poate să fie GG Lonis faza asta. Poate să fie GG Lonis. O spun și eu un garlic la vrăjeală aici. Okay. Aici sus nu e absolut nimeni. A ieșit Sami de undeva, ok. Vino cu Sami. Oh, Insanity. Ok. Deci am avem un vampir. Am dezlușit misterul, nu e vampir. Sau, ori e vampir, ori Rocean era șerif și a dat de-asta pe mine. A murit în fața mea. Deci ce-ar fi dat pe tine? Eu am stat doar lângă ea pentru că eram toți acolo și se vedea. Ce? Deci eu am întrebare. Deci ar fi, adică dacă tura trecută a spus că ar sta numai cu tine... Gen, de ce păi te-a da, asta a făcut, asta gen. Cu mine. Da, și de ce și-ar fi dat gen kill? Păi stai, nu, dar zice că a fost vampir, poate era un vampir, eu știu, dar... Ori era vampir, ori a încercat vampir? Să-mi dea kill și a murit, dar a murit în fața mea, gen, lângă mine. Păi ce-ar fi, de ce-ar fi dat pe tine, gen, că... Eram lângă ei. Atunci era vampir, nu știu de ce-ar fi vrut. Vă aduceți aminte tura trecută când a zis, mai știu cine a zis, că e Rochean, că a văzut-o cum s-a transformat în Luca Luke? Păi da, erau două Rochean. Așa a zis. Nu, a zis că erau doi Luca Luke. Da? Doi Luca Luke. Așa a zis. Da, nu, dar am zis din prima că nu era, adică... Da. Dar nu știu. Aici a fost și de fapt. Nu, vreau să vă zic eu o chestie, fii atent. Deci, eu sunt medic și... Nu! Da? Fii atent. Nu ziceți că nu omoară Evil Guesser-ul. Nu mai există. Nu. Probabil a fost Sky jocuri horror. Mă, am o întrebare. Vreți să vedem dacă există Evil Guesser? Eu sunt medic. Cine a murit în partea cu Sinner? Cine era? Că eu cu Rodby și Rocean nu eram. Eu am stat numai pe cine. Păi, nici nu s-a zis. Eu am ajuns și i-am văzut bani. Cine m-a avut amul? Eu. Rodby. Bine, mă. Trolează Rodby. Mamă, de ce stai? Bă, te rog, nu trola Rodby. Te rog. Opa, deci dacă câștigă Sami, e insane, efectiv, niciun tas nu o să fac. Ok. Care a făcut mașină? Ce s-a auzit, bă? Ok, Clorna, Luca, Luke, Insanity, deci eu acum doar trebuie să-i dau vouch lui Sami și atât. Eu teoretic sunt vouchuit de nociv pentru că clar nu puteam să-l omor, deci na. O să fac ăsta, dar gen, o să-l fac efectiv pe ultima 100, să vedem cine vine la mine. Ia. Hopa. De fapt îl fac că dacă... nu, mai bine îl fac, ok? Bun, vreți să vă zic cine este impostorul? Oare cine? Nu! Vreți să vă zic? Vreți să vă zic? Sunteți gata? Hai, ia zi. Nu! Rodie! E Luca! Nu, Luca! Măi, ești nebun la cap! Ascultați-mă și vă știți de ce. Hai să vorbească Andresita dacă o da reportul totuși. Eu n-am văzut body-ul, mi-a apărat doar butonul. Mă bucur că eu v-am stat un buton să vă explic de ce e Luca. Zi-mi de ce e Luca, hai. Știți că Luca a spus că s-ar putea să fie șerif Rocean, da? Așa. Ei bine, eu sunt medic și am pus scut pe Luca. Și tu ești medic? Câți medici sunt aici? Bă, avem 100 registări în meci ăsta aici, nebun. Deci am pus scut pe Luca. Pe cine ai pus scutul? Pe mine, tine, da? Pe tine, da. Și nu a dispărut. Și deci dacă încercați să te lovească. Nu am stabilit că se putea să fie și vampir. N-a zis toată lumea că eu am zis prima oară că am crezut vampir, că e șerif. Bă, omule, să zic Andresita, n-am stat până acum. Eu am făcut ăla de sus, am fost cu ea. Toată tura asta. Da, ideea e că dacă ești vampir, puteai să-i dai gen hit înainte.
Restul de turi au stat cu toată lumea. Și dacă era șerif, n-am stat cu tine toate turele, nebunule. Roșan, dacă încerca să-l omoare pe Luca, trebuia să dispară shield-ul. Dacă încerca, bun, și era vampir. Bun, vreau să vă zic să vă grăbiți că Insanity vrea să gătească. Îl vădăm pe Luca. Ascultați-mă, ascultați-mă un pic înainte să votați. Fără niciun mișto, sunt Tif, am omorât-o pe Rocean, dar acum sunt Perigen. Bă, nu ești Perigen. N-aveți de ce să mă votați, sunt șerif. N-aveți de ce să mă votați, că sunt șerif. Și cum adică? Adică stai că tu ai zis de Rocean că poate să fie șerif și după fapt... Nu-l votați pe Luca, că poate e gestă, nu-l votați, nu-l votați. Du-te, Luca, de aici. 100% e. Sunteți troll de tot, că eu v-am zis, mă rog. E numai vine lui Rodby, dacă, deci dacă, dacă e Luca Luc, vine Rodby cu niște teorii, are Rodby niște teorii de... Stă-mi de Amira! Că știu că vine un mongasiu de tot o seară așa și meditează, bă, ce strategie să mă bag. Faceți și le scrie pe caiet cu strategii, mă, nu, mai nu puteți, e bine nebun. Strategia ta, Rodby, nu te-ai gândit bine. Îmi pare rău să zic că nu știu ce zic. Gata, Luca, gata. Mamă, ești nebun la cap. Ok, Andrei, stai puțin cam sus, cred că sincer... Nu, no, dar de ce ai făcut asta? What? Nu, no, amă, Sami! Ce trou a dat! Deci ce trou a dat? Cine a fugit? Deci ai dat report! Da, nu mergea! A fugit verdele după ce l-au nu pot să pe cred verde așa ceva. Și zic că era Sami. Hai să-l scoatem pe Sami. Cum să fiu eu dacă eu eram sus în grinal? E cel mai mare trou din istoria universului.